Această lucrare care se află în spatele meu face parte din expoziția Rezonans. A fost prezentată pentru prima dată aici, în această galerie, și apoi a fost promovată în Japonia, în anul următor. Lucrarea aceasta este, de fapt, formată din două lucrări și se numește Conexiune cu rezonanța de pe tărâmul soarelui răsare, deoarece are niște elemente din cultura japoneză inserate ca și simboluri în aceste două lucrări. De fapt, ea este formată din două lucrări, așa cum am mai spus. Lucrarea din spatele meu simbolizează nașterea unei noi zile, de fapt răsărituri de soare, și este intitulată Nașterea încrederii, iar cea de-a doua lucrare este prezentat în ea simbolul unui alt soare care trăiește, așa cum spune curatoarea expoziției, în inima noastră. De fapt, e vorba de dragoste. Lucrările sunt realizate pe hârtie, pe care au fost pictat fundalul cu acrilic, iar apoi tot ce se vede alb, ce pare alb, este de fapt argint, ce este roșu este cupru și ce este galben este aur. Sunt de fapt metale. Sunt realizate cu metale. Au fost expuse la Constanța, la Mamaia, au fost expuse la Brăila și la Complexul Deliria. În anul 2022 suntem invitați să expunem aceste lucrări în Caselul Corvinilor din Hunedoara. Aceste picturi fac parte din seriile mele intitulate ROX și sunt reprezentate în aceste picturi simbolic stânci
și elementul pietrei transfigurat în simbolul unui munte. Sunt realizate pe hârtie japoneză numită washi, care este o hârtie realizată manual cu niște caracteristici foarte interesante, acelea că după 300 de ani devine mai albă și nu se rupe nici dacă este udă, iar durabilitatea sa în timp depășește 1000 de ani, peste care este aplicat un strat de gofun. Gofun este carbonat de calciu extras din corpul scoicii numită stridie, aceea care face perla. Deci fundalul acestor picturi este realizat din corpul stridiei. Iar pigmentul cu care sunt realizate picturile este un pigment mineral natural, adică piatră măcinată foarte, foarte fin. Deci sunt pietre pictate, realizate cu pietre. Aceste lucrări fac parte din seriile mele intitulate Falling Waters, adică ape care cad, cascade. Și simbolizează această cădere de apă abstractizată, intenția mea fiind aceea de a exprima că apa este ceva ce trebuie repetat și folosit la nesfârșit, pentru că viața nu poate să aibă loc fără apă. De aceea acest simbol este un simbol vertical care poate fi multiplicat pe orice dimensiune. Și sunt de asemenea realizate cu pigmenți mineral natural pe hârtie japoneză, iar albul pe care îl vedeți este de fapt corpul acestei scoici despre care am vorbit, stridia. Începând de pe data de 31 octombrie până pe data de 7 noiembrie, sunt prezent cu lucrări în cadrul expoziției intitulate Seonam Art Fair în Coreea, un târg de artă, și acolo am fost nominalizat în primii 10 artiști top 10 cu lucrarea pe care am prezentat-o, care face parte din seriile ROX. Au fost prezenți la acest eveniment multe personalități din mediul politic din Coreea, la fel ca și ambasadorul României în Coreea. Și în același timp am o expoziție în Elveția, în stațiunea St. Moritz, o stațiune de schi foarte frumoasă, în Galeria 10. Această expoziție are loc începând cu data de 18 septembrie până pe data de 6 decembrie. Deci până pe data de 6 decembrie poate fi vizitată expoziția mea în Elveția, St. Moritz, Galerie 10.